Angajații Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Maramureș vor să schimbe percepția publicului despre instituția muzeală și de curând au decis să-i dea și o altă destinație, aceea de a primi preșcolarii și elevii la activități recreative și nu doar pentru vizite la diferite expoziții deschise pe strada Monetăriei din Baia Mare. Deoarece muzeul e înțeles ca un spațiu serios, un spațiu în care nu ai voie să atingi obiectele, am zis ca atunci vizitatorii cât și societatea să aibă acces, muzeul să fie mai viu, să putem colabora cu societatea și atunci când ajung ei la muzeu, încercăm să creăm un spațiu care împreună cu bunicii, părinții, copiii, nepoții să vină să se joace și să fie un cadru mai creativ, să le rămână în memorie muzeul ca ceva frumos. Unul dintre spații a fost ales deja pentru activitățile de recreere împreună cu părinții sau bunicii și în acesta au început să fie strânse jucării de la populație. Din cauza că muzeul nu are resurse pentru a achiziționa jucării sau materiale didactice, de-aia am apelat la societate să ne ajute prin donând o jucărie. Și la rândul nostru, deoarece s-au adunat și mulți au răspuns, pe calea aceasta le mulțumim, până demarăm program, am zis să trimitem un ajutor și grădiniței din Oarța de Sus, unde ei chiar duc lipsă de jucării și materiale didactice. Maramureșenii care au jucării de care nu mai au nevoie le pot dona instituției muzeale din Baia Mare în cursul programului cu publicul. Tot în timpul acestuia vor fi așteptați în curând micuții cu părinți cu tot la activitățile de recreere. Data va fi comunicată în curând.